doresc că în această seară singurul care să fie înălțat și glorificat să fie Dumnezeu, iar fiecare dintre noi să fim smeriți înainte celui prea înalt. Doresc că în această seară să se poate vedea slava lui Dumnezeu. În această seară fiecare dintre noi să fim copleșiți de măreția lui Dumnezeu. Și cum se spunea de fratele Nero, celelalte zile, să ne oprim și să știm că Dumnezeu e aici. Amin. Să știm cine e Dumnezeu. Să putem să ne țintim privirile la Dumnezeu și să vedem cum Dumnezeu observă fiecare dintre ființele noastre. Să vedem cum Dumnezeu observă fiecare dintre inimile noastre și are niște așteptări de la noi. Și în această seară aș vrea să ne întrebăm, oare care sunt așteptările care le are acest măreț Dumnezeu? Dumnezeu care ne-a scos pe fiecare dintre noi din miezeia păcatului? Oare care așteptare are Dumnezeu ca să facem în această seară, în acest început de an, ce vrea Dumnezeu de la noi? Pentru asta vreau să citesc câteva versete din Daniel, capitolul 10. Spune așa: în anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit Belsatsar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luarea minte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu m-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am mânz deloc, până s-a împlinit cele 3 săptămâni. În primul rând, prima așteptare sau prima nevoie care avem fiecare dintre noi în acest nou început de an este ca lucrurile care le-am pus mai presus de Dumnezeu, lucrurile care ar trebui să fie secundare în viața noastră și le-am pus mai presus de Dumnezeu și am făcut de Dumnezeul nostru un Dumnezeu secundar, să se schimbe rolul. Și Dumnezeu are așteptarea de la fiecare dintre noi, în această seară și acest început de an, ca Dumnezeul nostru, acel care ne-a salvat, să înceapă să fie Dumnezeul nostru primordial. Continuă versetul și spune: în a 24-a zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidekel. Am ridicat ochii, m-am uitat, și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. În al doilea rând, a doua nevoie care o avem, a doua așteptare care are Dumnezeu de la noi, aparte de a-L face primordial, aparte de a ne separa de lucrurile care ne iau pe Dumnezeu din inima noastră, este să ne ridicăm privirea înspre El și să-L căutăm. Dumnezeu are o așteptare de la noi în fiecare zi, ca noi să lăsăm toate lucrurile care ne murdăresc sau lucrurile care nu îl pun pe Dumnezeu primordial, să le lăsăm la o parte, ca lucruri secundare, și să începem să ne ridicăm privirea spre Dumnezeu. Să începem să-L căutăm din inima noastră. Oare Dumnezeu care ne-a salvat, când lua pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă, oare nu avea așteptare de la noi, făcând asta, ca să fie prieten cu noi? Să fie Dumnezeul vieții noastre, Dumnezeul pe care noi să-L căutăm neîncetat și să-L facem primordial în viața noastră, să avem o relație de nebunie cu Dumnezeul nostru. Continuăm versetul 9 și spune așa: am auzit glasul cuvintelor Lui și pe când auzeam glasul cuvintelor Lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. O a treia așteptare care are Dumnezeu de la noi este să-I auzim glasul. Ca și cum Daniel a plecat în malul acela
și și-a ridicat privirea spre Dumnezeu și a auzit glasul lui Dumnezeu. Sau ca și cum Enoch umbla cu Dumnezeu, așa are Dumnezeu așteptare de la noi, ca în cămăruță noastră. Sau ca Habacuc, când stătea pe turnul și veghea, ca să audă glasul lui Dumnezeu. Așa are așteptare de la noi Dumnezeul nostru, ca aparte să ne separăm de lucrurile din lume și să punem pe Dumnezeul nostru primordial, aparte de a ne ținti privirile spre El, să stăm în cămăruța noastră și să începem să-i reauzim glasul Său. Dumnezeu știe lucrurile care vor veni în viitor, toate încercările care ne vor veni. Și Dumnezeu știe că fără de glasul Său, care să-L auzim în fiecare zi în inima noastră, care să ne ungă inima noastră, nu vom avea prăpășire. Nu vom avea putere în lumea asta. Și de-aia Dumnezeu vede nevoia noastră de a auzi glasul Său și de a sta împărtășit cu El. Și în ultimul rând, versetul 10 spune așa: și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchi și pe mâinile mele. Patrulea lucru care Dumnezeu vrea în această seară de noi este ca atunci când îi auzim glasul și stând în părtășie cu El, să se coboare prezența lui Dumnezeu peste noi. Să se coboare mâna sa și să ne atingă. Să începem să avem relație mai profundă cu Dumnezeu, o relație în care să-L căutăm, să ne bucurăm de El. Dumnezeu privește din cerul Său spre noi și ne vede oarecum așa superficial în relația noastră cu El, ca o frunză care merge pe vânt, încoace și încolo. Și Dumnezeu nu vrea asta de la noi, frații mei și surori. Dumnezeu vrea oameni puternici pentru El. Ca atunci când îi auzim glasul și mâna sa se coboară peste noi, să începem să fim vitejii lui Dumnezeu în lumea asta. Să începem să fim oamenii care să-i purtăm lumina și slava sa în această lume. De aceea aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și în acest început de an, să putem să ne ridicăm iară privirile spre Dumnezeul nostru, să putem să-i vedem slava și frumusețea Lui, să-i auzim frumusețea glasului Său și să fim unși în inima și în sufletul nostru și să începem un an puternic împreună cu Dumnezeul nostru și în vremea aceasta din urmă, care dragostea celor mai mult se va răci, noi să rămânem neclintiți împreună cu Dumnezeu. Noi să rămânem în turn și să-i auzim glasul zi de zi, să fim niște oameni puternici pentru Dumnezeu. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, intrăm în rugăciune.